good. Pe aceeași frecvență cu tine, Europa FM. Mi-a spus Cătălin că azi vin cu vești bune și uite cu ce piesă te-am așteptat, Cătăline. Salut. Eu vin cu vești bune? De la stat. De la stat se dă. Se dă, nu am se ia, ajuns, da. Acum, în perioada asta, stai că s-au stricat căștile, ia uite ce surpriză. În perioada asta știți că toate statele lumii dau câte ceva, așa că dă și statul nostru. Diseară, la ora 18, prieteni, avem ce asculta? Apare, da, da, avem ce asculta. Ne bucurăm sau... Băi, unii dintre noi o să se bucure, unii dintre noi o să se bucure, deși merită multă atenție. Apare pachetul economic de ajutor, despre care noi doi am mai vorbit, Radu. Sunt multe măsuri împărțite pe multe paliere, încerc să vă explic câte ceva, ce știm acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Zice statul așa, cred că de la mine au zis niște sunete. De la mine, de data asta. Gata, s-a rezolvat. Gata, da, eram tot noi. Zice statul român că va cheltui undeva la 3,4 miliarde de euro, dacă nu mă înșel, dacă nu chiar cumva mai bine. 3,4% din PIB, îmi cer scuze, da. Pentru pachetul ăsta de ajutor, e o sumă importantă și ce să știe în momentul ăsta, că și asta e foarte important, datele exacte o să apară diseară la 18. Asta e ce a reușit să scoată presa de specialitate. O să fac un conspect, mai multe publicații, sunt 3 la număr care au datele astea, Economica, Economedia, și care au reușit să publice chestiunile astea, și pe Europa FM găsiți câteva date. Ce mi se pare interesant e că nu sunt numai măsuri sociale. Atenție, asta e foarte important. Măsurile sociale, noi doi am vorbit despre ele, au ridicat și niște semne de întrebare la România în direct. Astea sociale sunt simple, în sensul că, domnule, li se dă celor care sunt realmente cu probleme și nevoiași în perioada asta, voucherele acelea. Li se vor da voucherele acelea de 50 de euro, de 30 de euro. Ele reprezintă puțin, nu ajută foarte tare, da, e o măsură țintită de ajutor. Ce este mai interesant este în economie, și aici o să găsiți pe Europa FM o chestiune mai detaliată, povestită de Marcel Ciolacu. Dincolo de zâmbetul cu măsuri țintuite, că așa le-a numit președintele PSD, a zis că are un set de măsuri țintuite. Bun, râdem, glumim, dar ce interesant că 1 miliard de euro merge în zona construcțiilor. Asta e un lucru pe care l-auzim în premieră, da? Ce înseamnă miliardul ăsta de euro care merge în zona construcțiilor? Nu știm exact mecanismul ăsta, încerc să aflu diseară. Președintele PSD spune, domnule, noi am identificat că în România sunt blocate din cauza prețurilor mărite la construcții investiții de 40 de miliarde de euro per total. Și noi vom da miliardul ăsta de euro ca el să contribuie la ajustarea prețurilor materialelor de construcții. Nu-mi dau seama cum va funcționa. Sub forma unor vouchere care compensează o parte din preț, dar producătorii nu vor ridica prețul în momentul ăla, adică ce certitudine avem că în perioada următoare prețul la BCA, cărămidă, țevi și fier beton va sta la nivelul ăla și nu va crește dacă tot ai vouchere. Va fi interesant de văzut acest mecanism, cum se dă, cum se acordă, sau poate să plătește o sumă de bani recompensatorie către firmele respective. Ce vrea să facă coaliția, PSD spune că e programul lor, da, va fi prezentat de coaliție. Ce vrea să facă coaliția e cumva să impulsioneze, să reimpulsioneze piața asta a construcțiilor, care întotdeauna a fost motor pentru România. Dacă a fost o industrie care trăgea după ea economia românească, atunci e industria construcțiilor. Și azi a apărut un avertisment din partea Băncii Mondiale care spune că îi dă, economia României va frâna brusc și tare, adică mai mult de 1,9% nu va crește anul ăsta. Asta am zis bine, de construcții, da? După care se reiau niște scheme de ajutor care au funcționat în pandemie, da? Și cei care au avut de primit bani atunci pentru diverse firme, știu că este un HG, se numește 807. De asemenea, sunt companii care, dacă erau în relație cu Ucraina și li s-a întrerupt fluxul de materiale sau făceau export acolo, vor primi niște sume de bani de ajutor.
și de asemenea vor primi plata șomajului tehnic cine avea afaceri în zona respectivă. Numai cu Ucraina sau și cu Rusia? Că mă gândesc că poate o fi firme care... Aici cu Ucraina scrie, doar în datele scoase de presă, vedem diseară. Dar e foarte importantă întrebarea, că poate erau unii care aveau afaceri cu Rusia, dar aici în ce avem momentan scrie doar Ucraina. Nu o luați ca o certitudine. Astea nu sunt informații oficiale, da? De asemenea, pentru prietenii noștri care ne ascultă din camioane în momentul ăsta și, și cei care fac agricultură, va exista un ajutor de prin decontare la 50 de bani la litru din acciza aceea la motorină, da? Deci acolo vor mai fi... Deci motorină un pic mai ieftină pentru agricultori și pentru transportatori, bănesc. Doar pe teritoriul României, atenție, da? Cine alimentează pe teritoriul României, un pic mai ieftin. 50 de bani. Acum, când consum mii de litri... Poate se simte, se simte, la mii de litri. Se simte, da. În agricultură și în industria alimentară, care, atenție, se pregătesc de mari complicații în perioada viitoare, salariul minim va fi 3.000 de lei. Cum e în construcții? Da, știți că în construcții s-a adoptat o reglementare de genul ăsta pe timpul guvernării Dragnea ca să impulsioneze muncitorii să stea și acum guvernul anunță că acest salariu minim de 3.000 de lei se introduce și în agricultură și în alimentație. Deci nu poți să cobori sub plafonul ăsta. Probabil coreglează din taxele pe muncă, așa mă gândesc. Așa mă gândesc că va fi, adică statul renunță la niște încasări ca contribuabilul, că el plătește, cetățeanul, noi plătim taxele, să poată urca până la 3. În agricultură mi-e clar ce înseamnă. În alimentație stau și mă gândesc la cine se referă. La alimentație, asta. Cei care lucrează în panificații, abatoare, în fabricile de mâncare, de conserve, nu, și cred că totuși e vorba și de industria supermarketurilor. La asta mă gândeam în principal. Zone. Da. Era mai aproape de noi. Exact, da, asta e prima pe care o vezi. Deci, teoretic, da, și ei lucrează în alimentație, chid că într-un supermarket poți găsi și pantofi, dar probabil că pe zona asta de alimentație se merge până aici. Și v-am spus de măsurile sociale, evident. Atenție, se introduc niște credite pentru familie. Atât mai zic că m-am lungit. Toate detaliile oricum diseară după ora 18 la Europa FM. Credite pentru familie și pentru studenți. 75.000 de lei pentru familie, garantat de stat 80% și pentru studenți 50.000 de lei. Nu știu dacă e cea mai fericită perioadă să-ți faci credit, dar pot înțelege. Banca Națională încearcă să oprească creditarea. Asta va fi interesantă, da? Acum, na. Rămâne de văzut, cum spuneai tu, după ora 18 vin detaliile oficiale de la coaliție. Mulțumesc foarte mult, Cătălin. Ne-ai dat așa o mică speranță și vedem ce se întâmplă. Da, că mâine îl luăm la pilă, știi cum să spune, și vedem acum, ce rămâne din el. Sper să nu se întâmple ca și cu ajutoarele din pandemie, de care mulți s-au plâns și au fost pe hârtie doar. Exact. Mulțumesc pentru comentarii. Pe aceeași frecvență cu tine, Europa FM.